Ne puteți spune care mai este stadiul negocierilor cu cei din educație, cu ordonanța privind salarizarea, nu se va adopta marți, când urmează să fie adoptată exact, ce se va mai întâmpla? N-am date noi, știu că la Ministerul Muncii aceste discuții continuă, au fost discuții în cursul acestei săptămâni. Ordonanța este în stadiul spre finalizare. Așteptăm clarificarea tuturor detaliilor și eventuale noi negocieri cu partenerii sindicali din educație. Acolo este singurul semn de întrebare pe care îl mai avem în legătură cu salarizarea, cu ordonanța în ceea ce privește procedurile de salarizare. Bine, deci practic ei vă încurcă să adoptați ordonanța săptămâna viitoare. Aș spune că ne încurcă. Asta este situația, încercăm să o rezolvăm și încercăm să avem înțelegerea și disponibilitatea lor de a privi întregul proces în ansamblu și nu doar punctual, doar pe chestiunea legată de educație. Și este un nou termen pentru când o veți aproba? Adică încercăm în continuare marți, dacă nu în săptămâna imediat următoare. Deci, oricum nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru aprobarea acestei ordonanțe, deci e o chestiune de zile în care ea trebuie aprobată. N-aș vrea să mă hazardez că o aprobăm marți, pentru că nu știu acest lucru, dar cu siguranță ea va fi aprobată într-un termen foarte scurt, pentru că nu avem la dispoziție mai mult vreme.